uităm chiar acum. Domnul Stănescu, hai să vedem ce mai face Ovidiu Lipan Țăndărică. Este la mare. Ia să vedem. Iată-l pe Ovidiu Lipan Țăndărică, regele plajei, regele vitalității. Dă-i niște bețe și cucerește lumea. Ce face Ovidiu? Bună, Simona! Cristi, senzațional! Uite, ca și ambasador al turismului, promovez turismul românesc și la munte, și la mare. Vreau să spun că la Sinaia, la viteza în coastă, cu Noris Măgeanu, cu toată echipa, a fost o participare extraordinară. A participat și primarul, că s-a dat pe traseu, senzațional. Orașul arată formidabil, m-am simțit, am avut 3 zile minunate și tocmai asta vreau să spun, am cunoscut niște oameni senzaționali. După cum știi bine, am dormit în apartamentul unde doarme prințesa Margareta. Chiar acolo la tunuri, renovat, totul făcut senzațional, așa că vreau să promovez cât pot locuri minunate, parcă ai fi în altă țară, într-adevăr. Cristi, trebuie să mergi și tu acolo și să cunoști oamenii ăștia senzaționali. E un oraș frumos, a fost o perioadă extraordinară și acum, uite că am ajuns la mare și încercăm să-ți transmitem o energie de litoral. Este foarte plin, sunt la prietena mea aici, la doamna Anca Nedea Pavel, un hotel senzațional, e plin, Cristi, e plin peste tot, dacă vrei să vii să găsești locuri, nu mai găsești, adică și în cursul săptămânii deja bubuie litoralul românesc, ăsta e un lucru formidabil și mai petrecem în seara asta împreună cu prieteni, mai stăm mâine și poate că facem și un tur de litoral, că vreau să mă duc și pe la Stelul. Știi bine că la Stelul se mănâncă extraordinar de bine. Și am mai deschis un restaurant în Mamaia, promovăm cât putem, da. Vă așteptăm și pe voi. Bun. Mă auzi? Da, da, te aud foarte bine. Te-am văzut la raliu, vreau să te întreb, e clar, o să vorbim despre ceea ce s-a întâmplat la Sinaia, am văzut că ai fost foarte grozav la raliu. Acum la mare, deci la mare, Ovidiu, tu care ai trecut prin atâtea decenii de mare, cum te faci tu să te simți bine? Care sunt nebunile, plăcerile tale vinovate la mare? Dragă, noi cântam cu... Bă, am avut plăcerile adolescenței. Noi veneam cu Roșu și Negru, cântam câte 3 luni jumate în perioada anilor 70, 71, 72, 73. Și îți dai seama, stăteam câte 3 luni pe litoral, eram parcă acasă aici. Sunt oameni încă și acum, când merg prin Mangalia și amintesc, a, maestre, ce face sănătate, mai țineți minte când cântați la casino aici, acolo? Au rămas în memoria lor după atâția ani, asta e un lucru senzațional, să ai continuitate și să simți iubirea publicului, că ești iubit, este un lucru formidabil. Și uite că, iarăși, de fiecare dată când vin la mare, mi se trezesc amintirile adolescenței, și trăiesc câteva zile minunate aici. Litoralul arată... Suntem pe o plajă privată aici, sigur că arată formidabil. Parcă am fi undeva în Grecia, așa ceva, da. Toată stațiunea asta, Cap Aurora, Olimp, Neptun, Jupiter aici, plaja arată foarte bine și e foarte multă lume, chiar în cursul săptămânii, și asta e foarte tare. Ce să spun? Aventuri nu, pentru că sunt însoțit. Așa. Și de mult am mai... acum avem... Baza de coastă este prezentă. Da, da, da. Știi cum e? Acum avem și nepoței, încet, încet. Garda de coastă, da. Da, Ovidiu. Da. Așadar, mă bucur că am avut ieșirea asta de la munte la Țăndărică, la munte și la mare, da. Așa. Te-am văzut în poze cum cu... Cum spus, cu Anca Nedea Pavel, a fost ministru, tot rămâne la turism. Exact. Și, da, și sunt... Te-am văzut cu... Un ultimul minut, povestește-mi ce făceai tu cu Mihai Leu și cu Moroșanu, cu Cătălin Moroșanu, într-o fotografie. Cu
Păi da, da, cu Cătălin Moroșanu, da, 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 am păsat cu Mihai Leu, până am intrat în cursă, a fost o cursă foarte strânsă și fără multe, n-a fost niciun fel de peripeții, totul a mers foarte bine și m-am dat și eu, îți dai seama, am mers cu Noris Păgeanu, cu prietenul meu care este președintele Federației de Automobilism Sportiv și m-am făcut trei ture, dar așa adevărate, Cristi, ce să spun, dacă eu la vârsta mea de adolescent, acum mai fac nebuniile astea, înseamnă că mai am șanse. Ovidiu, îți mulțumesc foarte mult. Da. Ești la fel de tânăr ca cu mulți ani când ne-am cunoscut. Asta vreau să spun că toată Sinaia este renovată. Da. Așa este, e foarte frumos. Te pup, Ovidiu Lipan Țăntărică, doamnelor Așteptăm și domnilor. Ar trebui să faceți un tur cu mine. Asta să știți că va energiza. Cu siguranță, un tur cu Ovidiu Lipan Țăntărică, cu adevărat, cu multă energie. Mulțumim foarte mult. Numai bine, toate bune. A fost Ovidiu de la Mare, merge să-l vedeți la toate spectacolele. Noi mâine avem emisiune cu alte surprize. Stați cu noi, stați cu Prima TV. Exclusiv VIP are multe să vă mai spună. Până la sfârșit săptămânii și nu mai vorbim. Toate bune.